Omul se deplasa cu mașina în localitatea Frătești când la un moment dat a observat că de sub capotă iese fum. A oprit imediat mașina și a coborât de la volan. Autoturismul a fost cuprins de flăcări uriașe. Șoferul a sunat la 112 și o autospecială de pompiere a intervenit pentru stingerea focului, care cuprinsese deja întreaga mașină. Din păcate, pagoba este totală. Din primele verificări, cauza ar fi un scurt circuit electric. Autoturismul se afla în mers atunci când a fost observat incendiul care a pornit din zona compartimentului motor. Din fericire, șoferul a scăpat nevătămat